Am intrat în săptămâna mare, în weekendul care urmează, o să sărbătorim Sfintele Paști. Așadar, îndemnul meu de astăzi este să încercați să fiți mai buni, măcar în săptămâna aceasta, și să faceți cel puțin o faptă bună în această săptămână. Nu ca să vi se ierte neapărat păcatele, asta depinde de fiecare dintre voi, ci este important să întoarceți către comunitatea voastră ceva din ce ați primit voi până în acest moment. O să vedeți foarte multe campanii, mai ales că în perioada aceasta sunt foarte multe organizații care organizează diferite campanii de strângere de produse, de fonduri, de haine, de mâncare, etc., etc. Așadar, îmi trebuie decât să faceți un foarte mic efort financiar și cu siguranță o să puteți găsi resurse pentru a vă implica. Eu astăzi am pregătit pentru voi o întreagă listă de lucruri pe care doresc să vi le împărtășesc, dar o să încep cu un eveniment care este destul de așteptat de multe organizații, dar nu numai, și anume ONG Fest. Anul acesta, pe 9-11 mai, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile organizează o nouă ediție a ONG Fest și ne îndeamnă la revoluție și evoluție. Revoluția, evoluția către mai bine în orice domeniu ce ne privește pe fiecare dintre noi. Către și pentru celebrarea diversității, respectarea drepturilor omului, șanse egale pentru fiecare, protejarea mediului și a patrimoniului, implicare și participare în decizii ce ne privesc. Înscrierile la ONG Fest au loc în perioada 11-23 aprilie prin completarea formularului de înscriere pe care îl puteți găsi pe înscrieri.ongfest.ro. Cei de la FDSC vă invită astfel să participați la ONG Fest 2014. Pe 9 mai, la Palatul Parlamentului și nu numai, are loc o dezbatere și schimbăm bune practici pentru revoluție. Este ziua dedicată networkingului și dezbaterilor. Pe 10 și 11 mai, în Parcul Herăstrău, intrarea dinspre Charles de Gaulle, ne prezentăm în fața publicului larg și chemăm oamenii să fie alături de noi în revoluție. Tema evenimentului de anul acesta este combaterea discursului urii. Vă rugăm așadar să fiți alături de noi și să redați această temă în activitățile pregătite pentru târg. Printr-o activitate non-formală, un obiect din stand, o dezbatere, un moment artistic sau alte modalități prin care organizațiile participante sau vizitatorii din parc să fie implicați în combaterea discursului urii. Și organizatorii au de asemenea, vor avea de asemenea pregătite o serie de momente pe această temă. Deschiderea ONG Fest 2014 are loc, cum vă spuneam mai devreme, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment dedicat ONG-urilor. Participă reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din România, alături de organizații din cele 14 țări în care programul Fondul ONG se desfășoară. Vor fi alături de noi și reprezentanții instituțiilor publice, companiilor și organizațiilor prietene și partenere ce sprijină FDSC în organizarea acestei ediții. În cea de-a doua parte a zilei au loc 4 sesiuni pe teme în care e nevoie de evoluție, revoluție, implicarea civică, integrarea persoanelor de etnie romă, educația pentru diversitate, protecția mediului în contextul dezvoltării urbane și protejarea patrimoniului. În Parcul Herăstrău, la intrarea dinspre piața Charles de Gaulle, organizațiile vor avea oportunitatea de a-și susține cauzele și de a spune altora să fie alături de ele. Pentru că împreună, spune informarea pe care o găsiți pe știrong.ro, apropo, dezbatele continuă alături de evenimente non-formale, trupe și artiști ce cântă pe scenă. Ca în fiecare an, cei ce își doresc să organizeze o dezbatere, să susțină un eveniment sau o reprezentație la scenă, sunt poftiți să o facă. Mai multe despre programul celor 3 zile puteți să regăsiți și pe site-ul ongfest.ro. Mai multe detalii, desigur, vor apărea pe parcurs.
Reiterez datele în care organizațiile neguvernamentale se pot înscrie, și anume 11-23 aprilie, utilizând formularul disponibil pe înscrieri.ongfest.ro. Iar pentru informații suplimentare puteți să apelați numărul de telefon 021-310-0177, persoana de contact fiind Iuliana Rada, coordonatorul ONG Fest. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și finanțat prin granturile SE 2009-2014, programul Fondul ONG în România. Iată așadar o nouă un prilej deopotrivă pentru organizațiile neguvernamentale, cât și pentru noi, restul, de a vedea ce se mai întâmplă, ce alte programe. De asemenea, știu că vor fi o serie de activități, așadar pe 9 și 11 mai ar fi bine, între 9 și 11 mai puteți să dați să faceți o primire în Parcul Herăstrău și să vedeți ce activități și ce informații vă propun organizațiile neguvernamentale care participă la ONG Fest 2014. Informațiile de pe care eu vi le-am prezentat le regăsiți și pe știreong.ro și eu nu pot decât să vă spun mult spor la înscrieri, pentru că mai aveți timp până pe 23 aprilie. Vă recomand să vă grăbiți, mai ales că în weekend, așa cum spuneam ceva mai devreme, o să fie și sărbătorile pascale. Probabil că e bine să aveți pregătită înscrierea din timp, astfel încât să nu ratați termenul dat de către organizatori, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Este vremea pentru noi să luăm o scurtă pauză, însă imediat ce revenim, mai am pe lista mea de astăzi informații despre lucruri care se întâmplă fie în această săptămână, fie în această perioadă, și am și câteva idei prin intermediul cărora puteți să contribuiți chiar voi la fix ce vă spuneam ceva mai devreme, să faceți câteva fapte bune în săptămâna aceasta. Și oricum, nu trebuie să faceți doar în săptămâna aceasta și nu doar pentru că se apropie Paște, ci ar fi ideal să fie un gest pe care îl faceți recurent atunci când aveți resurse și o puteți face. Am o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Radio Lynx. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar Onora chiar l-a reușit. Suntem Mirabela Stoica și Marius Dobre și vă așteptăm la Radio Lynx pentru a afla de la invitații noștri care sunt secretele din spatele reușitei lor. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes, în fiecare luni de la ora 19. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Lynx. Evenimentele live sunt la Radio Lynx. Așa cum vă spuneam, cele două ore de astăzi le petrecem împreună. Am pregătit pentru voi o serie de informații, știri și lucruri de bine în general din lumea aceasta frumoasă a organizațiilor neguvernamentale, a comunităților în care ne derulăm activitățile și așa mai departe. Și iată că sâmbătă aceasta s-a deschis la București magazinul Cozy Boutique. Este o inițiativă, un magazin al Fundației Estuar, unde aceștia vă propun să regăsiți colecțiile de produse Estuar pentru responsabilitate realizate de firma socială Estuarium. Prin acest proiect unic punem în valoare arta, atât arta meșteșugului, cât și talentul persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Produsele sunt realizate 100% de persoane adulte cu probleme de sănătate mentală. E4R Estuar, E4R Estuar pentru responsabilitate, sau www.e4r.ro, este primul brand al Fundației Estuar care promovează produsele realizate de Centrul de Broderie Computerizată Estuarium, unitate protejată, acreditată și din cadrul atelierilor terapeutice ale Fundației Estuar, Precious by Estuar, unde lucrează persoane adulte cu probleme de sănătate mentală.
Astfel valorizăm munca și talentul acestora prin reintegrarea lor în plan profesional. Colecțiile E4R, Stoară pentru responsabilitate, folosesc mai multe tehnici artizanale, fiecare fiind rezultatul unui atelier concept unic. Și anume, atelier de artă populară, atelier de broderie computerizată, atelier de pictură pe pânză, atelier de creație Precious by Stoar. Mai mult decât atât, Stoar pentru responsabilitate îți transformă imaginația în realitate. Desenele sau ideile tale se pot aplica cu ușurință pe traiste, tricouri, șepci, fulare, hăinuțe de copii, prosoape, halate, etc. De ce să alegeți Stoar pentru responsabilitate? Pentru că prin intermediul proiectului sunt angajate persoane în risc de excluziune socială. Prin achiziționarea acestor produse direcționați 50% din profit pentru sănătatea mentală, pentru proiectul Sănătatea Mentală a mea, a ta, a lui, transformând talentul persoanelor cu probleme de sănătate mentală într-o competență valoroasă pe piață, oferim o alternativă socioprofesională persoanelor cu probleme de sănătate mentală prin serviciile oferite gratuit din centrele de zi ale Fundației Estuar din București, în sectorul 1 și în sectorul 6, dar și în Cluj, Giurgiu și Ploiești. Produsele păstrează vii meșteșugurile care altfel se pot pierde. Magazinul se află, așa cum vă spuneam, în București, pe strada IC Filiti, numărul 1, iar informații puteți regăsi, așa cum vă spuneam și mai devreme, pe site-ul www.e4r.ro. Acronimul vine de la Estuar pentru responsabilitate. Acolo veți vedea o întreagă gamă de produse, pot fi comandate și online, o să vedeți însemne tradiționale, tot fel de traiste și de modele și sunt împărțite pe cele patru categorii de care vă spuneam. Preferatele mele sunt cele din colecția cu motive tradiționale românești. O să găsiți o serie de traiste din pânză și aveți o multitudine de modele din care vă puteți alege, nu știu, la pildă cu ciulițe roșu și negru, hora florilor, primăvară înflorită, scufița roșie, pasăre stilizată, trei flori pe colț și așa mai departe. De asemenea, tot pe site o să aflați mai multe despre Estuar for Responsibility și despre produsele pe care ei le realizează, despre unde se duc profiturile și așa mai departe. Totodată, dacă doriți să faceți comenzi speciale, aveți acolo o opțiune separată prin care puteți solicita obiectul în cauză și desenul, textul, imaginea etc. pe care voi îl doriți. Așadar, dacă aveți, în general, de pildă în organizația în care eu lucrez, am avut o serie de evenimente, nu am comandat de aici, de la alte unități protejate, o serie de traiste din acestea pe care le dădeam participanților, în loc de mape, de pildă, ci traiste în care puneam materiale de lucru și materiale pe care le ofeream la training-uri sau în funcție de evenimentul pe care l-aveam. Iată, așadar, deci poate fi o opțiune viabilă atât pentru orice timp de instituție până la urmă și realizați două lucruri foarte bune. Aveți și un produs de calitate, un produs branduit, dacă vreți să aibă anumite însemne și sprijiniți și o cauză. Este vremea să mai luăm o scurtă pauză. Eu vă aștept pe pagina de Facebook Radio Links România. Acolo îmi puteți adresa întrebări, comentarii și, dacă cel mai important, dacă voi aveți proiecte faine la care lucrați în această perioadă și vreți să le audă așa o țară întreagă, acolo vă rog să-mi scrieți despre ele și eu voi povesti în această emisiune despre
despre ele. Ideea ar fi să lăsați și un link ca să pot să pot citi în pauză ceva mai multe. Până atunci o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Radio Links. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Continuăm emisiunea noastră Lumea Bună de astăzi. Așa cum vă spuneam, am pregătit pentru voi o serie de informații și știri din lumea organizațiilor neguvernamentale, dar nu numai. Vă aștept pe pagina de Facebook Radio Links România dacă doriți să comentați, aveți întrebări și așa mai departe. Că tot spuneam că am intrat în săptămâna mare și că sunt o serie de inițiative pe care le putem sprijini și noi. Iată că este o inițiativă de care putem beneficia noi și anume 3.000 de cărți în regim gratuit. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, o platformă online a lansat o inițiativă inedită de a promova lectura și de a oferi un cadou. 3.000 de cărți din diverse domenii de interes în regim gratuit în perioada 14-18 aprilie 2014. Anul acesta, deci doar anul acesta puteți să beneficiați. În cele 5 zile din săptămâna mare, publicul va avea posibilitatea să-și potolească pofta de cozonac și de ouă, alegând maxim 7 titluri pe zi. Tot ce trebuie să facă este să acceseze www.anticariatultău.ro, să-și creeze un cont nou de utilizator și să înceapă să răsfoiască cele 3.000 de titluri gratuite de pe site. Inițiativa este susținută de ONG-ul Artan Mușcă. Pe Loredana Muntean, un cofondator al acestei organizații, am avut-o în urmă cu ceva vreme în emisiunea noastră. www.anticariatul tău este liderul de piață în domeniul de anticariat și de colecționabile, iar anul acesta își propune să lărgească piața obiectelor de anticariat colecționabile din online românesc către un public nou, proaspăt, care îndrăgește obiectele inestimabile. Deci iată că dacă aveți poftă de lectură, puteți să intrați pe site și să vă logați, trebuie să vă creați un cont, să vă logați, să răsfoiți oferta pe care o au cei de la anticariatul.ro și să vă alegeți cărțile pe care vi le doriți. Eu încă nu am apucat să intru, dar cu siguranță o să văd ce oferte sunt. Cu toate acestea, chiar dacă oferta este generoasă, este bine să încurajați piața de carte în general și fie că achiziționați cărți în format hardcover, cele tradiționale, fie că vi le cumpărați pentru e-readere, este important să investiți și în această resursă de învățare și de divertisment și de petrecerea timpului liber până la urmă. Așadar, puteți să vă bucurați acum de această ofertă generată, dar țineți cont că este important și să achiziționați plătind prețul cerut pentru diferite titluri de cărți și așa mai departe, susținând astfel o industrie care, cel puțin în țara noastră, nu este așa de bine dezvoltată. Iată că am ajuns cu pași repezi la finalul primei ore de astăzi. Mai avem încă o oră pe care o petrecem împreună. O oră în care o să vă invit să rămâneți alături de mine și de informațiile pe care le-am pregătit pentru voi. Pe pagina noastră de Facebook Radio Links România puteți să aflați, puteți să-mi adresați întrebări, puteți să intrați în dialog cu mine și dacă voi înși vă aveți proiecte pe care lucrați în aceste zile cu mare drag, o să le dau mai departe. Luăm o pauză până la ora 3 și revenim în direct de la 3 fix.
Radio Links. Iată că a trecut și pauza repede. Revenim pentru cea de-a doua oră de emisiune Lume Bună. Eu sunt în continuare alături de voi. Petrecem această oră împreună și am pregătit pentru voi astăzi noi informații și resurse din lumea organizațiilor neguvernamentale. Și iată că mâine se întâmplă la Impact Hub București un eveniment despre inovarea socială. Evenimentul are loc în cadrul Hub Talks. Astfel, mâine, 15 aprilie, de la ora 19, Impact Hub București a invitat ambasadorii Elveției, Norvegiei și Olandei, alături de reprezentanții ai societății civile, la Hub Talks, un eveniment ce va pune în discuție situația actuală a inovării sociale, atât la nivelul României, dar și cum este ea percepută la nivelul întregului continent. Pe lista de invitați a evenimentului se numă excelența sa Tove Bruvik Vesberg, ambasadoare a Norvegiei în România, excelența sa Mr. Jean Hubert Lebet, ambasadorul Elveției în România, excelența sa domnul Matij von Bozel, ambasadorul Olandei în România, Andrei Țărnea, director executiv Aspen Institute România și Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Printre temele abordate la evenimentul Hub Talks se vor număra care sunt tendințele în domeniul inovării sociale în Europa, care sunt sectoarele cele mai active, mediul privat, ONG-urile sau sectorul public, cum este percepută dezvoltarea acestui sector în România, cum se implică Elveția, Norvegia și Olanda în dezvoltarea sectorului în România, cunoștințe, fonduri, etc. Inspirat din provocările și realitățile societății în care trăim și din dorința celor care trec pragul Impact Hub București de a pune umărul la găsirea unor soluții a acestor provocări, Hub Talks face parte dintr-o serie de întâlniri lunare ce își propun să fie un spațiu de conversații și dezbateri constructive alături de invitați speciali reprezentativ pentru temele abordate. Detalii suplimentare, dar și înregistrările sunt disponibile pe pagina evenimentului www.impacthub.ro/event/Hub Talk Social Innovation in Europe. Impact Hub București este un spațiu de colaborare conceput pentru inovatorii care acceptă provocările economice, sociale și ecologice ale zilelor noastre și încearcă să le rezolve prin proiecte și modele de afaceri cu impact social pozitiv. Impact Hub București oferă variante diverse de abonamente adaptate nevoilor fiecărei categorii de profesioniști și organizează și un program variat de evenimente de networking, învățare, incubare și dezvoltare, atât pentru membrii săi, cât și pentru alți profesioniști din domenii conexe cu inovația socială, CSR, HR, comunicare socială, etc. Iată, așadar, dacă doriți să aveți oportunitatea să aflați așa, de la primă mână, cum se spune, mai multe despre inovarea socială în Europa și să aveți oportunitatea de a interacționa cu ambasadori din țările nordice, dar și cu două dintre personalitățile societății civile proeminente, sigur, acest eveniment este pentru voi. De asemenea, acest Hub Talk are loc și în continuarea unui eveniment care a fost organizat la Strasbourg, care se numește Social Entrepreneurs Here Have Your Say, care a adunat mai mult de 1700 participanți și a creat foarte mult entuziasm cu privire la antreprenoriatul social și inovație. Așadar, cei de la Impact Hub au adus evenimentul de la scara asta globală la scara locală și vă invită și pe voi să vă alăturați dialogului și, de ce nu, să aflați mai multe despre cum puteți beneficia de finanțări care vin dinspre țările nordice. Cei de la FDSC cu siguranță vă vor putea oferi mai multe informații, în special dacă sunteți organizații neguvernamentale, aveți tot timpul să le adresați întrebări. Tot mâine va fi un conflict de oră, dar dacă sunteți interesați, în mod direct interesați și inovarea socială nu se află chiar pe agenda voastră,
Iată că la Clubul Țăranului Român au loc conferințele la social, de la șosea, tema este răstignirea creatoare, astfel Muzeul Național al Țăranului Român, cunoscut pe vremuri și ca Muzeul de la șosea, continuă ciclul său de conferințe, vizând dezbaterea publică a problematicii vaste a tradițiilor în cultura română actuală. Conferințele se adresează publicului larg, în mod special tinerilor specialiști din domeniile umaniste și se organizează la Clubul Țăranului. Muzeul Național al Țăranului Român vă invită astfel mâine, 15 aprilie 2014, la ora 18 la Clubul Țăranului, la conferința Răstignirea Creatoare, un nou eveniment din ciclul conferințelor de la șosea, susținut de etnologul Șerban Anghelescu. Iată că puteți aflați mai multe despre acest eveniment și dacă intrați pe dacă intrați pe site-ul Muzeului Țăranului Român și dacă sunteți site-ul Muzeului Țăranului Român este chiar așa www.muzeulțăranuliromân.ro și dacă sunteți în mod direct interesați de această parte a științelor umaniste și în acest context de sărbătoare pascală, probabil că vă este recomandat să participați la această conferință de la șosea. Este vremea să luăm prima noastră pauză, însă aș vrea să, înainte să intrăm în scurtul moment de publicitate, să-l salutăm de la distanță așa pe Lucian Caloianu, care mă rog, mi-a scris mie pe, a încercat să ne contacteze pe Skype și ulterior mi-a scris mie pe pagina mea de Facebook, așa îi transmit salutări și el ne ascultă de undeva de departe, de undeva din Italia. Este un pasionat voluntar și știu că se implică foarte, foarte mult în comunitatea locală în care el locuiește și este cap al răutăților, dar într-un sens bun, pentru multe inițiative de voluntariat. Așadar, mă bucur tare mult să am ocazia să-l salut și pe calea undelor. Pe voi, restul vă invit și pe pagina de Facebook a Radio Rings România, unde puteți să-mi adresați întrebări, dacă aveți comentarii sau proiecte despre care vreți să vorbim la radio. Acolo ar trebui să fie cea mai potrivită pagina pe care să intrați și să ne transmiteți gândurile voastre. Luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am intrat în... Ne apropiem de cea de-a doua parte a emisiunii Lume Bună. Astăzi am pregătit pentru voi o serie de informații și știri din lumea societății civile și nu numai. Și dacă tot vorbeam înainte de pauză despre întâlnirea de mâine la Impact Hub cu privire la inovarea socială în Europa, iată că în data de 8 aprilie, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat o serie de modificări la legea numărul 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, prin care și un amendament care prevede ca ONG-urile, cooperativele și societățile agricole care desfășoară activități economice sunt recunoscute ca întreprinderi mici și mijlocii. În acest fel, aceste entități pot beneficia de toate prevederile legii menționate. Printre amendamentele aprobate în data de 8 aprilie 2014 de Camera Deputaților la legea 346, se modifică și articolul 2 care face referire la formele de organizare a activității economice, articol care la aliniatul 2 menționează aplicabilitatea legii și asociațiilor și fundațiilor. Cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice. Amendamentele le puteți citi și dacă accesați pagina cd.ro Camera Deputaților. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins.
în sensul prezentei legi, prin întreprindere, se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv societăți reglementate de legea societăților numărul 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiare autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare care desfășoară activități economice. Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și asociațiilor și fundațiilor, cooperativelor agricole și societăților agricole care desfășoară activități economice. Buna practică de parteneriat între societatea civilă și aleșii locali este o altă temă abordată, și anume inițiativa, unul dintre punctele pe agenda de politică publică pentru economia socială propusă de Institutul de Economie Socială IES din cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile încă din 2011, a fost preluată de ADV România, care în cadrul Comisiei ONG Iași a cerut parlamentarilor ieșeni să realizeze demersuri în sensul aprobării acestei modificări de lege. Această inițiativă a fost preluată de doamna deputată Cristina Nichita și susținut și de alți parlamentari de Iași, care au susținut punctul de vedere al ONG-urilor în comisiile de specialitate. Acest demers finalizat este un exemplu de bună practică de parteneriat între societatea civilă și aleșii locali, care contribuie în mod direct la dezvoltarea societății. Doamna deputată Cristina Nichita este și primul parlamentar care a susținut o declarație politică privind economia socială în Parlamentul României și s-a remarcat ca un suporter al societății civile, implicându-se în campania inițiată de ONG-uri din domenii sociale privind modificarea propunerii legislative pentru subvenționarea serviciilor sociale, susținând un sistem de servicii sociale modern în România. Aprobarea acestui amendament este importantă și din perspectiva legii economiei sociale, care se află în prezent la avizare în comisiile de specialitate, constituind primul pas în recunoașterea oficială a activității economice realizate de către actorii economiei sociale. De asemenea, prin această recunoaștere se realizează un echilibru între taxele și impozitele plătite de către acești actori ai economiei sociale și facilitățile pe care le oferă legea IMM-urilor. Un prim exemplu este că acest amendament reglementează aceste entități ca actori eligibili pentru finanțare pentru startup-uri, scheme de ajutor de minimis sau de stat și ONG-urile, cooperativele și societățile agricole. Mai mult, în condițiile dificultăților întâmpinate în finanțarea destinată dezvoltării economiei sociale prin intermediul POSDRU din actuala perioadă de programare, recunoașterea ONG-urilor cu activități economice și a celorlalte entități ca întreprinderi facilitează inclusiv atingerea indicatorilor propuși și dă posibilitatea creării de întreprinderi sociale în diferite forme și altele decât societățile comerciale. Un alt avantaj este legat de participarea la licitații, caz în care se va reduce quantumul garanțiilor de participare, care în prezent erau achitate de către întreprinderi sociale în propor de 100%. Practic, acest amendament, prin introducerea în legea IMM-urilor și a entităților care vor fi recunoscute ca întreprinderi sociale prin intermediul legii economiei sociale, ca actori importanți în dezvoltarea economică și socială a României, creează noi oportunități și premise reale pentru dezvoltarea și finanțarea acestui sector. Găsiți toate aceste informații pe știrong.ro, dar și pe www.is.org.ro, și anume Institutul de Economie Socială, dezvoltat în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Noi luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente, vă aștept pe pagina noastră de Facebook Radio Links România cu întrebări, comentarii și orice vreți să audă toată lumea. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană.
Sper că voi nu aveți parte de raining, de ploaie și tears in your eyes, mai ales că în aceste zile chiar este foarte, foarte frumos afară. Din păcate, anunțurile meteo nu vor fi la fel de optimiste și în zilele care urmează, dar să ne păstrăm optimismul în suflete și să continuăm emisiunea. Am trecut deja de cea de-a doua parte. Am pe lista mea pregătită o știre care vine din partea celor la Home and Hopes for Children's Romania. Iată că HHC și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului al sectorului 6 București inaugurează prima casă de tip familial dintre cele două necesare pentru a închide Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Andrei, ultimul centru de plasament de tip vechi din sectorul 6 București. La data de 15 aprilie 2014, ora 14 în București, strada Lea Istru numărul 4 va avea loc inaugurarea oficială a primei case de tip familial din proiectul de închidere a centrului de plasament de tip vechi Sfântul Andrei. 12 din cei 22 de copii rămași la Sfântul Andrei, în urma unui complex proces de dezinstituționalizare, vor avea în sfârșit o casă și o familie. Proiectul de închidere a centrului de plasament Sfântul Andrei a început la finalul anului 2011, în urma unei întâlniri ce promitea să se transforme într-un parteneriat pe termen lung între HHC România și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6 București. La momentul acela, Sfântul Andrei găzduia 48 de copii cu nevoi speciale, fiecare având o poveste emoționantă. Una dintre ele începea chiar așa. Și citez: eu sunt Ionuț, am 15 ani și sunt aici la Sfântul Andrei de când aveam 9 ani. Când eram mic, mi-au spus că nu o să învăț la fel de ușor precum ceilalți copii, așa că mama m-a trimis la o școală specială. Școala era foarte departe de casa noastră și mama nu putea să vină să mă ia în fiecare zi acasă, așa că stăteam mai mult pe la internat, în internat. Într-o zi, acum câțiva ani, mama nu a mai venit. Nu mi-a spus nimeni de ce, mi-a spus doar că mama nu mai vine și că trebuie să plec la Sfântul Andrei. Închei citatul. Treptat legătura între mamă și fiu s-a pierdut definitiv și în 2005 Ionuț a fost mutat în Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Andrei. De atunci Ionuț nu a încetat să întrebe unde este mama lui, care nu l-a mai vizitat niciodată. Pentru Ionuț, dar și pentru cei 21 de copii aflați încă în instituție, HHC România și DGASPC Sector 6 din București inaugurează prima casă de tip familial. Procesul de închidere al centrului de plasament s-a desfășurat pe mai multe planuri. Implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie, prin care autoritățile s-au asigurat că nu vor avea intrări noi în centru. HHC România a oferit asistență tehnică și sprijin logistic partenerilor din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 pentru a identifica situațiile de risc. Astfel, din 2011 până acum, 217 copii din 102 familii au fost sprijiniți să rămână acasă. Cele mai multe intervenții au constat în acoperirea de costuri pentru chirii sau pentru restanțe la utilități, evitându-se astfel evacuarea familiilor din locuințe, mediere și sprijin pentru angajare sau pentru a face demersurile necesare angajării, asigurându-se astfel o sursă stabilă de venit pentru familii și sprijin pentru accesul la drepturile oferite prin lege, pensii, alocații, suplimentare, etc., mărindu-se astfel veniturile familiilor. O altă acțiune strategică a fost reintegrarea familială a 75 de copii și tineri aflați în servicii alternative de protecție, apartamente de tip familial, centre de primire în regim de urgență, etc. din sectorul 6. În acest demers s-a evitat menținerea copiilor în sistemul de protecție pentru un timp îndelungat și, pe de altă parte, s-au creat locuri disponibile pentru copiii din centrul Sfântul Andrei. La începutul proiectului de închidere, în instituție se aflau 48 de copii și de tineri,
cei mai mulți cu nevoi speciale severe, cu vârste cuprinse între 8 și 24 de ani. Pe sprijinul acordat de HHC România pe parcursul proiectului, numărul copiilor s-a redus gradual, 2 copii au fost reuniți cu familiile lor, 2 tineri au fost sprijiniți să înceapă o viață independentă, 10 tineri au fost mutați într-un serviciu pentru adulți, 8 copii au fost transferați în rețeaua de apartament de tip familial din București, etc. Iată așadar că lucruri bune se întâmplă și este bine să știți și voi de ele și modul în care se schimbă și cel mai important este că în măsura în care aveți posibilitatea să contribuiți la susținerea unor astfel de organizații precum HHC. În urmă cu, cred că vreo 2 ani am avut-o pe Ioana Hodoiu de la ei aici, care ne-a povestit despre inițiativele lor și în perioada în care ei sunt în în România și au activități, au reușit lucruri extraordinare pe tot întinsul României, nu doar în București. Și ca o paranteză, chiar i-am cunoscut pe cei de la sectorul de la DGASPC sector 6 săptămâna trecută. În repetate rânduri am auzit lucruri foarte bune despre echipa lor de acolo și într-adevăr, chiar dacă este instituție publică, își dau echipa, își dă tot interesul și au un grad extrem, extrem de mare de implicare în cadrul organizațiilor care lucrează și în cadrul unor astfel de proiecte. Luăm o scurtă pauză și revenim pe ultima sută de metri în emisiunea noastră de astăzi. Evenimentele live sunt la radiolinks.ro. Iată, ne ajungem și la finalul acestei emisiuni Lume Bună de astăzi. În final am așa un apel către voi, că tot am început ediția într-un spirit al generozității. Vreau să vă aduc în atenție că o asociație care mie personal sunt subiectivă, dar sunt subiectivă bazându-mă pe fapte concrete și asociația Fluence este asociație tânără, dar extrem de dinamică și echipa care a pus bazele acestei asociații are o delungată experiență în lucru cu persoane defavorizate peste 15 ani. Ei fac în această perioadă o strângere de produse pentru bătrânii la Spitalul Sfântul Luca din București. Astfel, 300 de bătrâni singuri vor avea zile mai frumoase datorită acestui gest. Puteți dona orice, nu știu, produse, igienico-sanitare, mâncare, dulciuri, chiar și obiecte de îmbrăcăminte. Colecta de produselor se realizează până vineri 19 aprilie la adresa Alea Florin Ciunga, numărul 17 din sector 3 București. Dar, în cazul în care, din diferite motive, nu puteți ajunge voi înșivă, vă recomand exemplul meu personal. Eu nu pot ajunge, din diferite motive, să fac această donație, însă am făcut o donație în bani. Și dacă este și cazul vostru, puteți să faceți la fel acest lucru. Banii vor fi utilizați exclusiv pentru achiziția de produse pentru acest eveniment. Puteți să aflați mai multe dacă intrați pe Facebook, căutați Asociația Fluence și sau puteți să scrieți Otiliei Giavlete la otiliageavlete@yahoo.com sau telefonic la 0721 34 96 89.
credința mea personală este că orice gest contează, indiferent cât este de mic, așadar nu trebuie să mergeți acolo cu o mașină încărcată de produse, ci pur și simplu dacă donați un cozonac și un kilogram de fructe, cu siguranță ele vor fi apreciate la extrem de mult și la fel, dacă donați, alegeți să donați o sumă de bani, indiferent de suma pe care donați, indiferent cât de mică, cât de mare, ea cu siguranță va ajunge acolo unde trebuie. Este săptămâna mare, așa cum vă îndemnam la început, e vremea să vă alocați timp, să fiți puțin mai buni, să vă gândiți la lucruri care vă fac vouă bine și, mă rog, acest exercițiu ar fi bine să-l puneți în practică în tot timpul anului, dar cu precădere în aceste zile de sărbătoare și indiferent de credința voastră, de religie, de lucrurile în care credeți sau în care nu credeți, este foarte important să dați ceva comunității înapoi, indiferent cât de puțin, este un lucru foarte bun pe care îl puteți face pentru voi înșiși și voi și pentru sufletul vostru. Este recomandarea mea pe care vă spun așa înainte de Paște. Noi nu ne vedem lunea viitoare, ne vedem peste 2 săptămâni, așadar vă doresc mult soare în suflete și nu doar în vremea de afară. Să aveți sărbători frumoase alături de cei dragi și până la următoarea revedere. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat astăzi și vă invit să rămâneți alături de echipa Radio Links și în orele care urmează. Stăliana Moraru sunt, o zi frumoasă în continuare, la revedere!